Dacă acum două zile vă postam un videoclip în care vă anunțam că Teo Zeciu va participa în noul sezon de Bass House, se pare că și el alege să posteze niște videoclipuri din care putem observa singuri care sunt noi concurenți. Răbi până la finalul videoclipului ca să vezi care sunt persoanele care vor concura în noul sezon. Însă înainte să începem cu acest videoclip, nu uitați să apeși pe butonul de like și de subscribe, deoarece mai avem foarte puțin și ajungem la suma de 50.000 de abonați, mai exact de aproximativ 4.000 de persoane. Iar dacă ne unim cu toții, cu siguranță vom reuși. Abonata de astăzi este Ioana, iar dacă vrei să apari și tu la începutul următorului videoclip, trebuie să dai like și un comentariu. Și evident să fii și abonat sau abonat. Iar apropo, dacă vă susținere mare la videoclipul acesta, evident în numărul de like-uri, vineri aveți un videoclip în care vă prezint dovezi noi în legătură cu faptul că Antonio Pican și Bibi sunt posibil chiar împreună. Deci trimiteți videoclipul acesta tuturor prietenilor. Iar acum că am terminat cu tot ce am avut de zis, să trecem la videoclipul de astăzi. Se pare că este oficial. Concurenții noului sezon de Bass House a fost anunțați. Ca o scurtă introducere pentru cei nu știe, Bass House este una dintre cele mai populare serii care au existat pe YouTube-ul românesc. Asta dacă ne luăm după cifrele pe care le-a acumulat anul trecut, din momentul în care Shelly a preluat controlul emisiunii. Se pare că în urmă cu o zi pe contul celor de la Bass House apare prima postare ce avea să stârnească curiozitatea tuturor, și anume postarea în care erau afișați majoritatea noilor concurenți. Printre aceștia se numără Albert Bână, Imogen, Davidenco sau șoferul lui Shelly, Teo Zeciu, 911, Dina Duceac, Dilinca, Avram Grigore, un fel de Vlad Neamțu din sezonul trecut. Iar dacă am ratat pe cineva, nu uitați să-mi scrieți mai jos la comentarii. Primul videoclip cu acești concurenți a fost postat pe contul lui Shelly de TikTok, videoclip ce are în prezent peste 300.000 de like-uri în primele 24 de ore. Iar acum vă voi pune pe ecran o serie de videoclipuri care au fost făcute de acolo ca să le puteți vedea și voi. Am luat și toată valea asta. Toată valea, valea da, eu am două, trei case mai încolo. Am 1500 da. De brași acolo adunat. Ai mei sunt. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite-l pe ăsta. Bă, mâne, Nicule, mă. Așa e jos, bă, fere. Ce-ai pățit, mă? Că dau tică să-ți revii? Ia uite, bă, stai, bă, ce-ai luat la cheful, bă, să mă arăt. Ce să fac, mă, fraților, dacă nu-și mai arună că... Da, a lăsat Porsche-ul semn, vărule. Că vine și s-a prânt. Voi vede câte dealurile să strească familia ta. Mă vede alea sunt dealuri la tine? Da, ce să le-am? Mantens! Atac, prin ce trec să mă mai mergem? Voi ce părere aveți? Credeți că va fi un sezon mai bun decât precedentul sau nu? Lasă părerea ta mai jos în comentarii. Iar lăsând comentariul, ai șansa să apar și în următorul meu videoclip. Iar dacă așa ai multe, evident, vei avea mai multe șanse. Pe final, nu uita de like, share și subscribe, deoarece mai avem nevoie doar 5.000 de persoane pentru a ajunge la suma de 50.000 de abonați. Iar fiecare subscribe mă ajută foarte mult. Iar până data viitoare, am fost Robert, v-am pat.